proiect cu o importantă componentă strategică și pentru care România a oferit un sprijin de 26 milioane de euro este gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău. Acest proiect a fost conceput pentru a crește securitatea energetică a Republicii Moldova și a reduce dependența acesteia față de gazul rusesc. Investiția în acest gazoduct este una extrem de importantă și arată determinarea României de a fi alături de cetățenii Republicii Moldova. Această interconectare era o condiție esențială pentru dezvoltarea economică a țării și asigura integrarea Republicii Moldova în viitoarele proiecte de infrastructură gazieră. Acest film a fost realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului României, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.